Parcurgem un nou capitol în devenirea și consolidarea proiectului european, în care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul Uniunii. Din această perspectivă, pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european. Cheia centrală a demersurilor noastre trebuie să rămână unitatea pentru România. Acest principiu reprezintă însă și esența proiectului european, care i-a dat acestuia capacitatea de a face față provocărilor multiple cu care Uniunea s-a confruntat până în prezent. Uniunea Europeană este un proiect evolutiv. Noile realități, atât la nivelul statelor membre, cât și din plan global, impun o dezvoltare și o consolidare a proiectului european și în niciun caz o repunere în discuție a principiilor fundamentale pe care proiectul european a fost clădit. O Uniune puternică nu trebuie să fie realizată în detrimentul unității. Avem nevoie de o Uniune inclusivă care nu lasă în urmă niciun stat și niciun cetățean european. Din acest punct de vedere, idei precum o Europa cu mai multe viteze sau o Uniune a cercurilor concentrice nu pot reprezenta o soluție în măsura în care dorim menținerea caracterului unitar și indivizibil al Uniunii Europene, care îi conferă valoare și credibilitate în relația sa cu restul lumii. Președintele Juncker spunea anul trecut că Europa trebuie să-și regăsească suflul, să respire cu ambii plămâni, cel vestic și cel estic. Eu sper că viitorul nostru împreună ne va arăta de asemenea că Europa are o singură inimă, o inimă care bate prin noi toți, care ne unește de la est la vest și de la nord la sud, care face ca cetățenii noștri să se identifice și să se definească în mod natural ca europeni. Trebuie să ne asumăm acest ideal comun și, dacă este necesar, să ne adaptăm și să recalibrăm instrumentele prin care putem să le atingem. Am încredere că în noua etapă în care va intra Uniunea Europeană, începând cu anul 2019, și pe care România, în calitatea sa de președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene, o va pregăti împreună cu celelalte state membre și cu instituțiile europene, va fi una fructuoasă. Sunt încrezător că summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 va reprezenta un reper în proiecția privind viitorul unei uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice. Depinde de puterea, înțelepciunea și voința noastră, state membre, instituții europene și cetățeni europeni, ca acest obiectiv să devină realitate. Doamnelor și domnilor, summitul de la Sibiu este un moment important pentru consolidarea fundației acestui viitor. Un viitor comun, un viitor democratic, un viitor optimist. Viitorul Uniunii Europene nu se poate edifica decât cu participarea și implicarea directă și activă a cetățenilor europeni.
Îmi doresc ca Sibiu să fie un moment de sensibilizare pentru cetățenii europeni. Cetățenii vor măsuri concrete și rezultate tangibile. Vor vești pozitive despre pace, securitate și prosperitate. De asemenea, cetățenii trebuie să vadă că lucrăm pentru a proteja și consolida simbolurile majore ale Uniunii. Moneda euro, piața internă, spațiul Schengen și libertatea de circulație. În același timp, cetățenii noștri au nevoie de mai multă coeziune. Iar coeziunea nu este doar ambiția noilor state membre, care au un nivel mai redus de convergență economică, ci este o necesitate pentru membrii mai vechi ai Uniunii.